Cu siguranță ai auzit de multe ori că nu este recomandat să consumi alcool dacă urmezi un tratament medicamentos. Ei bine, acest lucru este adevărat, întrucât combinația dintre pastile și băuturi spirtoase poate avea efecte nocive asupra organismului uman. Dacă te confrunți cu anumite probleme de sănătate, iar medicul ți-a prescris o rețetă cu medicamente, experții te sfătuiesc să nu consumi băuturi alcoolice în timp ce iei pastilele. Explicația specialiștilor este extrem de simplă. Statisticile arată că unele medicamente pot afecta mucoasa stomacului, creând anumite rândi la nivelul sistemului digestiv. Odată ce consumi alcool, substanțele spiritoase nu fac decât să înrăutățească aceste rândi la nivelul stomacului. De asemenea, alcoolul este renumit pentru faptul că diminuează efectul pastilelor, ceea ce înseamnă că la urma urmei le iei degeaba. Un alt sfat recomandat de medici este să nu consumi alcool atunci când iei antidepresive, deoarece ambele încetine sistemul. Sistemul nervos, provocând lacună în memorie. Medicii îți recomandă să nu bei alcool dacă e antibiotice. Acestea ajung în ficat, unde organul are misiunea de a le descompune în substanțe folositoare pentru a lupta cu infecția. Din cauza consumului excesiv de băuturi alcoolice, ficatul obosește foarte ușor, fiind supra-solicitat în așa fel încât să-ți provoace anumite probleme de sănătate. Dacă bei alcool în timpul unui tratament medicamentos, specialiștii te avertizează că s-ar putea să te confrunți cu anumite efecte adverse, precum greață, amețeli, dureri de cap, crampe stomacale, bătăi rapide ale inimii, stări anxioase. Este important să discuți cu farmacistul sau medicul de familie înainte de a consuma băuturi alcoolice dacă nu ești sigur despre detaliile scrise pe etichetele pastilelor prescrise. Dacă medicul te sfătuiește să nu pui strop de alcool în gură cât timp iei medicamente, cel mai recomandat ar fi să aștepți 72 de ore după terminarea tratamentului cu antibiotice înainte de a gusta un pahar de vin sau de bere. Relatează playtech.ro